Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Bărboșilor, bun venit la episodul 201. Am avut până acum o grămadă de peripeții, de activități, de lucruri care s-au întâmplat și le-am încercat și le-am descoperit în Farming Simulator 15. A întrebat cineva recent cum se plantează copacii. E bine, pentru a planta copacii, oricum trebuie să mergem, bun, hai să luăm, o să vină și Cristin curând, o să facem skip când se loghează el. Și va trebui să mergem să luăm remorca, pentru că am de gând, dacă găsiți eu, dar nu e niciun tractor pe aici, măi. Îmi trebuie un tractor cu front loader pentru a merge să cumpărăm niște palei, să vă arăt cum se plantează copacii, pentru că Alina aici încă mai are o jumătate de porțiune de făcut cu... cu puieți și oricum ne mai trebuie, deci trebuie să facem și activitatea asta, fie că vrem, fie că nu. De fapt, dacă nu vrem, nu o facem, nu? Logic. uite aici! Da, uneori după muncă se mai întâmplă și asta. Am descoperit noi că tractoarele astea cu front loader ce noi le avem aici poate să facă treaba asta și ambele stau... E bine cum se vede, da? Hai să luăm, nu știam unde e tractorul. Gata, hai că am scăpat din cleștele groazei, măi. Și o să le iau pe ăsta. De fapt, nu e bun ăsta de luat. Hai să luăm pe ăsta acum, asta e. Îl luăm pe ăsta, se asortează cu remorca și vom merge să cumpărăm niște paleți și voi folosi căpătuiul ăsta de front loader, revenind după ce se loghează Cristi. Bun, am revenit și cu Cristi prin preajmă, sau nu? Aparent nu a putut să intre, nu știu de ce. Probabil a dat o eroare sau ceva, că nu pare a fi la noi pe hartă, ha? Nu pare a fi pe aici. Bun, ne continuăm activitățile. Cred că ar fi bine să cumpărăm noi între timp și acele utilaje pentru cartofi și semănat cartofi. Hai să cumpărăm totuși o semănătoare acum, că poate vrea Alin să facă ceva și eventual nu are ce. La sowing machine să avem pe asta care costă fix... vedeți voi, aici trebuie să calculăm un pic, pentru că am 57 pe asta mare de 6 metri și asta poate planta cartofi. E cu duș întors. E asta ce e. Asta avem sugar beet, avem sfeclă și porumb. Iar asta avem mai multe. Hai să facem un calcul. Avem 168, rămânem cu 100 pentru 57 și nu ne trebuie să stea primele 127. Păi da, nu avem cum, ne-ar trebui să mai facem și... o luăm pe aia de 3, că n-avem ce să facem, luăm una de 3. Deocamdată. Hai să o luăm pe asta. Bun. Și după aia o să mai cumpărăm eventual una plus celelalte de recoltat, că ne trebuie și să și recoltăm, știi? O resetăm în bază și dacă Alin vrea să o folosesc, o are deja acolo. Eu acum trebuie să iau remorca asta și o să ne ducem să cumpărăm niște paleți pentru a-i aduce aici. O să încerc să o umplu cât pot eu de mult cu paleți, pentru că ne-ar mai trebui eventual oricând. Deci cum defrișăm o parte din pădure, cum pac, o înlocuim. Ce fac eu acum e că las greutatea aici, nu pot să o prind cu greutatea. Sau poate pot să o pun. Ia stai un pic, sunt de curios, încerc. Unele merg prinse, depinde de tipul de conectare al remorcii. Trebuie să punem și noi helper-ul. Wow! Ah, what the fuck! S-a prins de jos și avem și greutatea. What the fuck? Ok. Hai să lăsăm greutatea pe aici, pe undeva. Uite, o lăsăm aici. Ce chestie ciudată. Ce face? Alina a adus tirul din pățania noastră. Îi dăm un ataș la remorcă. Și haideți acum la treabă să mai luăm. Dacă nu știți unde se cumpără paleții pe harta asta, fiți atenți în următoarele 2 minute, că o să vedeți. Deci să luăm și noi ușurel pe aici. În stânga. Da, ok. Îmi place sunetul ăsta la tractorul ăsta cu tss, tss, știi? Când eliberează presiunea din valve. E tare. Așa pot să merg? E front loader-ul activat, pentru că dacă nu am front loader-ul pus, cred că ar fi fost interesant să merge și așa. Sau, uite, dacă îl pun ușor, jos de tot, merge. Aha, gata!
Știu că am mai zis asta, dar pentru cei dintre voi care nu știți și vreți să jucați cu modurile pe care noi jucăm, cum ar fi tractorul ăsta pe care eu mă aflu acum, sau remurca pe care noi o tragem acum, ei bine, aveți link-ul în descriere. O să dar fix nu, la ultima cupă de băg... Tare! Și îl aveți în descriere. Opa! Trece trenul? The fuck? De ce sunt barierele puse? A trimis cineva trenul? Nu e nimeni la tren. What? Ah, cred că nu s-a întors. Că noi la... Aha. Noi data trecută am vândut o remorcă de lemne și după aia am trimis trenul. Și acum trenul nu s-a mai întors. Deci, într-o secundă, trenul ar trebui să se întoarcă pe aici. Hai. Stăm un pic să vedem? Ia, stai că ar fi interesant. Cred că vine trenul. Ha? Hello? Vine? Nu se aude nimic. Cred că apare pur și simplu brusc, ha? Ia. No, nimic pe aici. Nu se vede absolut nimic, nu se simte nimic. Dar cu siguranță din cauza asta sunt puse barierele. De obicei când trece trenul sau când vine sunt puse barierele. No, nu se vede absolut nimic. Ziceam de moduri. Dacă vreți să jucați cu modurile, aveți link-ul în descriere unde le am acolo. Am link-ul la toate. Le puteți descărca, instala, tutoriale de instalare le aveți tot acolo. Deci tot ce vă trebuie găsiți în descriere, măi. Ar fi fost bine să intrăm cu spatele aici. Și am să fac chestia asta, hai să vedem, da. Nu, n-am să fac chestia asta, fuck it. E prea greu să intri cu spatele, frate, așa. Ce ai? Hai să ridicăm și noi ca să ducem dincolo. E, acuia, cu spațiul ăsta e foarte strâmt. Mie îmi place așa, pentru că prezint o provocare. Dar uneori trebuie să recunosc că mă calcă pe creieri. S-a blocat, serios? Oh, come on! Vreau să-l întorc, vreau să-l întorc, să-l pun în partea cealaltă. Stai, trebuie împins mai în față. Ce jaf, măi, ce jaf? Cred că sunt la pădure și vorbește de bărbiță. Deci, Cristi l-a făcut pe bărbiță jaf. Asta înseamnă război între noi doi. Asta așa se numește. Deci, să mă dau mai în spate. Mai avem paleți pe aici cumpărați? Nu mai avem. Ok, hai să mai cumpărăm niște paleți. Nu tici, mă. Ah, gata, l-am văzut. Nu-l vedeam. Așa, îi dăm un air. Pac, pac, hai să cumpărăm vreo 7. Nu știu dacă apar toți, ia. Remove, nu mai au loc. Corect, da. Pentru că am 6. Stai așa. Am remorca încadrată cum trebuie, doar că tractorul ăsta, vedeți, acum realizez și eu că n-a fost prea bine ales, pentru că e un pic mai mărișor ca celălalt, ca stay-ul meu micuț și prezint o problemă. Da, așa. Ne băgăm aici. Aici era bunii Hollandul ăla cu front loader, știi, că ăla e micuț. Stai. Șor mai. Hai. Cazi în jos. Plus de alta, eu nu am de asta de palete. Eu am aici doar de forestry. Și mă gândeam odată când avem noi timp să venim să Seriously, man? Fucking seriously? Să cumpărăm un atașament pentru front loader de palet și să-l avem tot timpul aici. Op. Deși nu știu de câte ori o să mai plantăm noi. Hai, curgi în jos. Așa. Suntem atenți. Și acum o să-l pun aici. Aș fi vrut să le pun așa, pentru că ocupă mai puțin spațiu, dar aparent nu pot. Ok. Asta nu-i dă bine. Asta nu-i dă bine. Firar. Hai să punem tot așa cum se pune normal. Bun, îndreptăm. Pun jos, mă dau în spate. Și nu vrea să scap de ea. A, am o idee. Uitați ce am descoperit. Wow! Serios? Serios? Cât de tare e asta? A, păi bărboșilor, uitați, de acum acolo așa faceți, că e cea mai practică opțiune. Serios vă spun, e cea mai practică opțiune. Este, pot să-l aduc mai încoace? Ok. Da, merge. Mie îmi convine, dacă nu strică cu nimic, e ok. Wow, dar cât de tare! Wow, chiar e tare treaba asta. Așa, să o pun din nou jos. Punem așa. Și așa pot să le dau drumul cum vreau eu. Uite așa. Pac. Acum e doar... Acum vine problema cum să le pun fără să cadă. În timp ce le pun. Asta e ideea. Da, trebuie să mă încadrez un pic mai altfel. Cam așa.
Și ne încadrăm puțin mai în partea asta că o să-l împing. Ia uite-l, mă. Cât de tare e asta, wow! Eu vă spun, cred că sunt 1000 de lucruri ce le poți descoperi în Farming Simulator. Chiar și după ce l-ai jucat atât de mult timp. Deci e uimitor. Cât de mult îți ușurează treaba asta. Deci e mai ușor decât cu paletele, pe cuvânt. Cu ăsta, atașamentul pentru palete, la asta mă refer. Hai, caz jos. Și uite, fac așa ca să o zdruncin un pic, știi, să cadă jos. Văd că asta nu prea vrea să mă asculte, dar nu-i problema. Merg mai ușor cu tractorul pentru a nu o da jos. Uite așa. Stai așa unde sunt acum, partea asta. Și din nou trebuie să mă încadrez puțin mai în coadă, dacă aș putea să le împing. Ah, hai că a mers. Așa, punem jos și acum împingem. Băi, ador chestia asta. Deci e absolut superbă. Nici că mai încarc paleții acum. Bine că cu strategia asta de a încărca paleții cu atașament frontal de forestry, de pădure, de lemne mai exact, nu funcționează dacă vrei să muți un palete la distanțe mari, că automat o să scadă. Dar dacă vrei să încarci cum fac eu acum, e absolut minunat. Îți ușurează foarte mult munca. Așa. Nu știu dacă încap toți, dar oricum încercăm după aia. Să-i mai și înghesuim un pic. Uite, chiar acum aș putea să încerc să fac chestia asta. Și știi cum? Dau așa. Și punem și noi tractorul paralel. Iete-și. Pe care vin în jos. Așa. Stai așa să... Acum trebuie... În timp ce-i... Acum trebuie, în timp ce îi dau drumul, să mă dau și în spate, că dacă îl împing, hop, dacă, hop, stai, dacă îl împing, îl dădea pe ăla din spate. Băieții ăștia râd de mine, ia stați așa. Am descoperit ceva foarte tare. Teleport. Teleport, măi, teleport. Hai, am ieșit din utilaj pentru a-i lăsa să se teleporteze la noi aici. Și o să vadă și ei, măi, stria noastră super tare. Hai, Cristi. Hai și tu, boss. Așa, jos cu tine, bun. Watch. Priviți, măi, măi, stria pe care eu am descoperit-o. Watch. No. Nope. O luăm așa frumușelă. No. Oh my god. Stați un pic, aveți răbdare, că nu e atât de ușor. Da, așa. Băgăm așa. Trebuie să le arătăm și lor. Să vadă și maestria noastră. Ducem ușor. Așteaptă, măi. Stai un pic. Și acum mă încadrez. Dau în aia, nu dau nimic. Gata. E, acum ai partea. Watch. Și acum îl împingem. Foarte tare. Asta era. Nu pare prea impresionat de ce am descoperit eu. Bă, e tare treaba. Așa nu mai putem greși. Cristi e ironic acum, știți? Că el se duce la fabrică când de obicei stă în browser și se uită la poze. Cam asta face el când se duce la fabrică. Că la fabrică n-ai multe lucruri de făcut ca să o întreții. Măi, da, ce am descoperit eu aici e foarte interesant, măi. Stai așa, să vedem cum o punem pe asta. Putem să o punem peste? Ia stai. Mamă, dacă ar merge peste ar fi beleam. Putea să cumpărăm mai multe. Ia stați așa. Oh, a mers. Stai așa să mai cumpărăm câteva. Păi cât de tare. Mai luăm... Hai să mai luăm 3. Să fie 6, să fie 9 în total. Bine?
Unde ești, mă? Tractor! Măi, tractor, măi! Da, așa, am porțiunea aia pusă. Ok, și hai să le băgăm și pe astea. Eh, acu' e acu', nu știu, spațiul ăsta chiar e foarte, foarte îngust. Îl preferam puțin mai mult pe ăla de la... Gata, hai că a mers. A mers! Pe ăla de la... de la Holzhausen. Cine le meșterește cu furca de paleți? Nu greșește, Alin. What? What, what, what? What, what? Furca de paleți? Da, dar așa chiar n-ai ce să greșești. Deci așa n-ai ce să greșești. Stai așa. Și în timp ce o dăm în spate, în față, noi ne dăm în spate. A? Băi, cât de tare, vedeți? Așa nu greșiți. Pur și simplu puneți în continuare. Mișto sau ce? Hai să le încadrăm și peste aia. Hai mai și tu. What? No! Hui! Era cât pe ce? Vezi, m-am grăbit cu asta. Stai. Să mă mai jos la asta. Cam așa. Oh! O ducem în sus. Perfect. Paleții ăștia uneori mai au și tendința de a se gliciui. Așa că... soluția asta a mea... elimină oarecum gliciuirile paleților. Stai așa că nu sunt bine încadrat. Trebuie... Opa! Aici, Houston, we have a problem. Avem un palete nărăvaș. Vedem dacă putem să-l punem pe ăsta aici. Și împing acum. Acum pot să mă urc în spate? Da, hai că a mers, băieți, a mers. Băieți și fete, măi, băieți și fete. Dăm în spate. Ah, firar, mai am unul. Ăsta, sincer, l-aș prinde, dar mie că după aia îl scap, adică să-l țin doar cu furca, știi, să-l car. Hop. No, mai sus. Gata. A mers. Da, cu ăsta, pe ăsta va trebui să ne întoarcem cu totul. Și îl punem peste celelalte două. M-am întors așa cu spatele pentru că după aia o să fie mai ușor să le pun. Să cuplez remorca. Stai așa, măi. Ușor în spate, în timp ce eu mă dau. Absolut minunat. Absolut minunat. Stai așa. Acum avem altă problemă. Cum întorc eu remorca? Ai beleaua. Se ocuplăm. Wow, ușor, măi, ușor. Stai așa. Și o dăm cu spatele. La naiba, dar nu merge mult cu spatele, firar. Ii, ar trebui să întoarcem noi aici. Ia stai, pot să intru puțin aici? Ah, super, pot să intru aici. E bine. Stai așa, aici o întorc. Wow, ușor, măi, ușor. Mi se pare că și dacă dau un fertilizator, nu are coliziune. Ia. Ah, hai că e bine. Hai că ne întoarcem așa. Și acum o iau ca cu tirul, uite așa. Ca în Euro Truck Simulator, măi. Stai, mă. Gata. Băgăm și noi niște girofare. Iar ălea stau să cadă. Va trebui să fim foarte atenți în drumul nostru spre casă. Și mai ales cum ieșim de aici din curte. Mamă, ăștia stau să cadă. Nu, deci nu putem să le luăm așa. N-avem cum. Hai să ne îngrijim. Stai. Gata, bun. Care e problema? Hai. Avem pe asta care stă să cadă aici. Gata. Iar cealaltă, deși e pe margini, nu, hai să ne îngrijim totuși de ea, dacă tot ne-am obosit să decuplăm remorca. Gata, bun. Oameni buni! În realitate e mai greu decât pare, credeți-mă. Deci, te dorm mâinile pe WASD-ul ăsta. Wow, ușor, măi, ușor! Am de fiecare dată emoții când cuplez remorca asta. Sare în sus, faceți boing! Gata. Hiu! Ah, hai că a mers acum. Nu știu ce se întâmplă cu cu barierele, dacă de ce sunt tot puse? Nu înțeleg chestia asta, pentru că trenul ar fi trebuit să vină până acum și trenul n-a venit. Sau care-i treaba? Barierele alea de obicei nu erau puse acolo. Deci, alea nu erau și ar fi trebuit să nu fie puse, decât dacă e un tren de venit și trenul ar fi trebuit să vină până acum. Că noi stăm de nu se poate. Nu se poate! Ce prostie am făcut! God damn it! Oh, man, come on!
Gata. Huh. Am reușit. Deși am unul care stă un pic aplecat acolo și nu știu ce să zic. Nu prea-l văd bine. Ah! Oh! Ușor, măi, ușor. Acum trebuie să merg al naibii de ușor. Și ca să nu mai greșim, băgăm și noi aici. Băgăm la cruise control, nu știu, 10? Hai să băgăm 10. Băgăm 8. Ia. Merge așa, nu, parcă e prea încet, frate. Hai mai mult. Gata. Cred că e ok așa, ia. Pare ok-ish. Te rog eu, nu cădea! Te rog eu, nu cădea, măi! Nu cădea! Am fost și noi nebuni că am luat una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Serios? Gata! L-am luat pe măgar, direct în furcă și trebuie să reziste până acasă. N-are cum, n-are încotro. Da, așa. Nu sări! Gata, bun, 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 bun. Hai, că dacă mai cade careva acum, îl termen, măi, îl termen! Hai să mergem ușor, gata, nu mai, nu mai facem prostii. Acum trebuie să o facem la stânga. Deci nu degeaba am băgat eu girofar. Oh my fucking god, nebunesc. Da, vin acolo. Vin acolo. Ajung eu până acasă, vedeți? E, niciodată nu trebuie să te lăcomești. Deși eu nu m-am lăcomit, eu m-am leonevit. Că am zis ca să nu mai fie nevoie să mai facem după aia încă un drum, știi, vreodată. Până când mai umplem noi cu lemne. Așa că mai bine faci două drumuri. Stai. Gata. Acum pare mult mai stabil. Acum nu pare că se mai gliciuiește. Nu-l mai pun pe... Wow! Pe remorcă, că nu știi cum se... Nu știi cum cade. Îți luăm ușor. Mamă, Doamne, emoții! Emoții! Hai că băgai nouă și creștem ușor viteza la cruise control. Cred că e ok așa, 16 deja mi se pare un pic la limita de mult ca să poți să faci viraje cu așa încărcătură. Dar cred că e ok. E acu, iacu, stați așa. Că trebuie să colesc. Op, op, să nu dau nici în gard și nici în copac. Până acum e bine. Până acum totul pare în regulă. Hai să o luăm pe aici. Și urcăm. A? Să o luăm prin pădure? Hai să o luăm prin pădure, mai. Hai, uite așa. Wow, wow, ușor, mai, ușor. Wow, 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 wow. Ăla va atinge de pom. Gata, a atins un pic de pom. Ușor, hai de capul meu, ușor. Ușor. Ah, am emoții, am emoții. Gata, gata. Hai că am reușit cu succes să ajungem la destinație. Toate sunt bune. Ah, gata. Îi dăm aici un decuplaj. După care venim cu ăsta și lăsăm aici. Stai așa să-l decuplăm și pe el. Dă-te mă jos, mă. Dă-te jos că mai vreau să am nimic de-a face cu tine. Fugi de... Ia. Nu vrea, mă. Nu vrea. Ce facem noi dacă nu vrea? Hai să vă arăt ce facem dacă nu vrea. Ei bine, cum să faceți să plantați copaci? Intrăm cu corea în leotractor, măi. Decuplăm ce aveam noi de decuplat și luăm pur și simplu utilajul de plantat copaci care arată fix așa. Bun. După care, trebuie să încercăm să-l încărcăm. E de ajuns doar să trecem cu el pe lângă un palete de bușteni și să-l aprindem pentru a-l încărca. Cam așa. Merge? Văd că nu-l ia. What the fuck happened? Nu. Mă duc în sus. Văd că nu se încarcă de la ala de pe palete. Hai să vedem dacă-l ia de pe remorcă. Nu le-a nici de pe remorc. What the fuck? Turn off. Refill. Ah, îi dăm un air. Stai așa. Credeam că-l ia automat, măi. Gata. L-a luat pe ăla de acolo. Noi îl oprim și o să-l pornesc când ajungem exact unde vreau să-i plantez. Asta însemnând fix pe aici pe undeva. După care mă opresc frumos. Îi dăm un V. Uite, vă las helperul în sus ca să vedeți. Pac, V. Îi dăm un B. Îl pornim. Și el ușor va continua să meargă. Știu că am arătat asta. Am noi de-a lungul serii am mai făcut treaba asta de câteva ori. Câteva ori, mai multe ori. Dar pentru cei noi care joacă jocul și vor să știe cum să planteze copaci, e bine așa o faci. Și pur și simplu mergi, iei viraje, poți faci tot ce ai vrea tu să faci în timp ce plantezi copaci. Eu o să iau pe partea asta, uite așa, și o să mă mențin în afara drumului, pentru că noi aici o să trecem cu utilajele. Doar din cauza asta. Și e un proces foarte încet. Așa că dacă ai o muzicuță sau ceva, bagi acolo pe YouTube, nu știu ce ascultați voi, Moga Music, Cat Music, mixuri, ceva, și plantați copacii, pentru că sunt de acord. E o muncă cam plictisitoare asta, dar
pâine, te plictisești. Dar, na, trebuie să o facem. În partea aia, și o să ies acum, o să continui eu după aia în offline, pentru că e destul de plictisitor. Partea asta a făcut-o Alin și gândiți-vă cât ne-a luat nouă să facem toată pădurea asta, că toată pădurea asta e făcută de noi. Și așa, bărboșilor, plantați ei bine copacii. Hai să vedem ce mai fac și băieții pe aici. Văd că stairul ăsta tot aici a rămas și ambii sunt pe terenul 20. Hai pe terenul 20 să vedem ce fac băieții pe acolo. Aha, deci Cristi recoltează și vorbește mult și Alin încarcă. Am înțeles, o să vin și eu pe aici să strâng, să facem niște balonți, nu ne mai trebuie. Deci cu chestia asta de pe aici nu știu ce o să facem. Sau pur și simplu semănăm peste ea, că nu avem alte lucruri de făcut pe aici. La câți balonți avem, glumiți, adică nu avem ce să mai facem cu baloții. Și cam astea sunt activitățile, trebuie să recoltăm grâul ăsta. Nu avem atât de mult grâu și niște bani în plus n-ar strica. Mă gândesc că na, după aia trebuie să cumpărăm, să cheltuim banii pentru utilajele pentru plantat cartofi și tot mai bine, că după ce recoltăm avem spațiu unde să plantăm cartofii. Așa că din episodul următor încolo o să ne ocupăm de cartofi și o să vedeți și treaba asta. N-am făcut-o prea des în seria noastră și cred că ar fi destul de interesant, mai ales că e un aspect al hărții pe care noi nu l-am atins încă. Dar, cum am zis, o facem de la episodul următor încolo. Până atunci, bărboșilor, nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și un like este imens apreciat. Iar dacă voi considerați că videoclipul ăsta e bun și vrea să-l vadă și prietenii voștri, un share ar ajuta canalul foarte mult. Până data viitoare, v-am salutat!